dragii noștri frați gorjeni, olteni, români din toată țara și români de pretutindeni de altfel și de peste hotar. Am ținut din tot din adinsul, ca să facem această introducere, pe aripile cântecului gorjenesc. Se spune că muzica este arta ideală și muzica stabilește exact, cel mai precis, limbajul sufletelor oamenilor, oriunde s-ar afla în lumea aceasta. Aplauze pentru ansamblu folcloric Maria Lătărețu din Târgu Jiu, de la Școala Populară de Artă, și mulțumiri instrumentiștilor și domnului dirijor Constantin Argin. A fost extraordinar, pentru că doar m-am dus la urechea domnului dirijor și am zis, haide să facem o introducere așa, puțin să ne trezim, că e încă dimineață, zorii de zi, încă se mai simt, pentru că altfel trebuie să-l ram așa, să-l dam. Aplauzeam mult mai frenetic. Hai să dovedim totuși că ni s-au deschis inimile și să aplaudăm. Sunt extrem de onorată de a fi aici azi, în această zi, pe această scenă, în fața dumneavoastră. Sunt actrița Claudia Motea, de o bârșie gorjenească. Colind mult ca o pasăre migratoare, dar mă bucur nespus că astăzi sunt aici cu dumneavoastră. De fapt, ce reprezintă această zi? Această zi de toamnă, de 30 septembrie 2018. Reprezintă, de fapt, o sărbătoare a sufletelor noastre. Reprezintă o gală de a ne uni împreună și de a vorbi în acest limbaj al sufletului românesc și, mai precis, gorjenesc. Știți că există aceste cuvinte, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Practic noi, eu, aici, în fața dumneavoastră astăzi, simt că, fiind aici, ce facem toată ziua în această zi, este ca o invitație să ne unim sufletele și, virtual, să transformăm, să transmutăm lumea divină a marelui nostru artist, Brâncuș, aici la București, și sufletele acestea unite ale noastre să treacă pe sub o poartă divină, poarta sărutului, să ajungem cu raze de soare sau cu altă lumină din sufletul nostru la masa tăcerii și împreună, până de seară, să ne înălțăm sufletele și spiritele noastre cât mai sus pe acea coloană infinită brâncușiană. Pentru că, de fapt, asta înseamnă marea iubire. Marea iubire înseamnă dăruire și înseamnă dorință de a fi împreună, de a fi noi între noi. Iar prezența dumneavoastră aici înseamnă că așa e gorjanul și așa a fost mereu. Acest eveniment, după cum știți, este organizat de Liga Culturală Fiii Gorjului, o ligă însemnată în structura, cum să zic, de suflet și în tot ceea ce ține de tradiția noastră strămoșească gorjenească, și Liga Culturală Fiii Gorjului, pentru organizarea acestui eveniment, a colaborat, este în parteneriat cu Consiliul Județean Gorj. Aplauze pentru aceste două instituții. Anul acesta, eu zic, a fost un an însemnat, foarte însemnat de altfel, pentru că în luna martie, din câte am înțeles, ștafeta Ligii Culturale Fiii Gorjului a fost predată unui nou președinte. Este vorba despre un om, zic eu, de mare calitate umană, un om extraordinar, un om care putem să îl definăm, să-i scriem numele cu O și M,
Este vorba despre domnul inginer Sabin Stamatescu. Aplauze frenetice pentru că emeritați. Și vă rog din tot sufletul să veniți mai invit aici pe scenă. Motoul vieții acestui domn Sabin Stamatescu este tot ce fac să fac bine. Și de fiecare dată când este întrebat ce reprezintă această ligă pentru dumnealui, spune că este o manifestare a sufletului și de multe ori a chemării de locuri natale. Zilele trecute am fost aici ca să vedem sala și să discutăm puțin despre organizarea acestui eveniment. Și sincer vă spun, am fost super impresionată de dumneavoastră, domnule Sabin Stamatescu, pentru că când puneam așa țara la cale aici la București, pentru toată suflarea noastră gojenească, spuneați tot timpul să spui despre gojeni. Pentru că aici trebuie noi să ajungem, să ne unim cât mai mult, zici ceva, iar faci gorjul, pentru că, într-adevăr, melagurile noastre gorjenești sunt atât de însorite. Tradițiile noastre și obiceiurile noastre nu trebuie să fie uitate. Eu sunt și cetățean canadian și știu ce înseamnă să emigrez și știu ce înseamnă dorul de casă. Bine ați venit aici și vă mulțumim pentru organizarea acestui eveniment. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă simt onorat după cuvintele foarte frumoase spuse de Claudia. Sigur, îmi face o plăcere să vă transmit salutul conducerii Ligii Fiii Gojului, a Consiliului Director și de asemenea să vă mulțumesc că sunteți astăzi în sală, sunteți alături de noi. Este o onoare deosebită pentru noi să avem de asemenea personalități gojene, oameni care sunt alături de noi cu sufletul, cu gândul, cu fapta. De asemenea, sigur, noi ne-am implicat și noi în diverse acțiuni la Gorj și pentru că totuși țin să vedeți și dumneavoastră cine ne ajută în această activitate, eu mi-aș permite să invit aici pe scenă pe vicepreședintele Consiliului Județean, domnul profesor Nichifor, care este sufletul acțiunilor noastre și la recenta acțiune care a fost la Gorj. Este o onoare deosebită și o mândrie că la acțiunea noastră de astăzi participă doamna ministru Andronescu și ne face plăcere să invităm aici pe scenă. A fost... Suntem onorați de să conducem Senatul Universității Politehnică din București, unde sunt atâția gorjeni și atâția copii care deprind tainele ingineriei și au trecut prin mâinile dânsei. De asemenea, vreau să îl invit pe domnul fost președinte al Consiliului Județean, domnul Călinoiu, care a fost alături de Liga Gorjenilor mulți ani. 30, uite, Claudia deja îmi spune, 30 de ani, da. De asemenea, este un